Diana, ești singură că nu-i nimeni. Nu, Smiley, părinții mei nu sunt acasă, iar sora mea doarme de mult. Diana, mi-e foame. Bine, hai să te hrănesc. Ce mișto este că suntem singuri fără prietenii tăi și fără Brovatsky. Da, Smiley, doar noi doi și sora mea care sforăie de mult. Sforăie ca un urs. Pss, pss. Bine, Smiley, ce dorești să mănânci? Diana, lapte și tort, ce asta? Nu ai cârnăciori. Smiley, tort, lapte, ce vrei? Ce mai gustos pe acolo, înghețată, ciocolată? Poftim, dragă, o să primești lapte și tort, dar fără cârnăciori. Bine, hai că sunt oaspete, bărbatul sătul este bărbatul perfect. Bine, Smiley, haide stai jos, te rog. Bine, Smiley, o să tai o bucată de tort, iar tu ștergi masa. Dacă se trezește sora mea, o să le spună părinților, să știi. Diana, nu mi-aș dori să afle tatăl tău că am fost aici la ora asta. Bine, Smiley, haide mănâncă. Diana, nu-ți face grijă, mănânc, mănânc. Bine, dar fără gălăgie mă duc să o verific pe Dana. Halo, Slava, sunt la Diana acasă. Suntem doar noi doi, surarea e deja doarme. Este ok, mănânc tort și beau lapte. Și cred că o să mă căsătoresc cu Diana. Tatăl ei nu are voie să afle că am fost aici. Bine, te sun mai târziu. Ne auzim mai târziu, haide, pa! Frumoasă adormită. Doarme dusă, nici măcar n-a stins lumina. Nimic. Cine doarme cu moarta? De ce Diana vorbește în șoaptă? Nu a venit singură. Dana trebuie să verifice asta. Diana, este totul ok? Şi, Smiley, Dana doarme. Totul e ok, dar nu face gălăgie. Dacă se trezește, o să ne spună părinților, să știi. Ok, înțeleg, Diana. Încă puțin lapte. Smiley, ai mâini și picioare? Te rog să-ți iei singur. Diana, ce o să facem? Smiley, o să vedem un film. O să mă săruți? Smiley, nu, n-o să te pup, să știi. De ce? Mă pup și la școală. Smiley, asta era la școală, dar acum suntem la mine acasă. Să știi că o să dorm la tine. M-am certat cu părinții și nu pot merge acasă astăzi. Ok, Smiley, dar de ce țipi? O să-ți fac patul în cameră de oaspeți. O să mănânc tortul mai târziu. Haide să vizionăm filmul. Smiley, ai găsit filme? Nu, o să găsim acum. Mă, că te rog să nu țip. Putem face tuș împreună. Smiley, dar ce tupeu ai? Ce tuș? Am avut antrenament astăzi, trebuie să mă culc transpirat. Smiley, dar nu poți mai încet, încă un cuvânt și te dau afară din casă. Doar la mama și la tata cu care te-ai certat. Deși ești iubitul meu, încă ești oaspete. De ce a spus rău? Ok, hai să vizionăm filmul. Da, am înțeles. Trebuie să le distrug întâlnirea romantică. Smiley, ai văzut asta? Mă tem, sărută-mă, te rog. Nu, nu, așteaptă, te rog. Hei, majoretelor, trebuie să vă spun ceva. Diana m-a rugat să vă invit la ea acasă. Da, și Brovasti poate veni, ți-am spus. Diana se plictisește. Ok, ne vedem mai târziu. Bine? Diana, ai dat de belia. De ce nu a fugit? Ce caută la subsol? Nu știu, Smiley. Hii, ai auzit asta? N-am auzit nimic, Diana, doarme, nu-ți face griji. Nu, amici, v-am zis, Diana ne-ar fi chemat. Nu știu, Iana, de ce nu ne-a chemat imediat, ia? Mie mi-e foame. Bine, prieten, mâncăm și vedem filmul, da? Diana, sunt părinții tăi. Fetelor, ce căutați aici? Brovatsky? Cum ați intrat aici? Cine v-a dat drumul? Diana, mersi pentru invitație. M-am plictisit la școală. Sunt de acord cu Iana. Tu ai plecat și noi am rămas. Diana, ai ceva de mâncare? Diana, urât din partea ta că nu mi-ai spus că pleci. Smiley, ieși afară că nu sunt părinții. Fetelor, dar cum ați intrat? Cum ați intrat în casă? Nu înțeleg. Amici, noroc că nu sunt părinții noștri. Diana, chiar locuiești departe? Am venit cu taxiul până aici. Și nu mai avem bani să ne întoarcem, așa că dormim la tine, să știi. Oh, ce amuzant va fi acum seara. Doamne, dar sunt șocată, ce tupeu aveți. Ia luați voi loc aici. Hai să vorbim. Diana, cum adică luați loc? Smiley, dar n-ai auzit că nu mai au bani să se întoarcă? O să mergem cu toții mâine la școală. N-ar fi prima oară când se întâmplă asta. Să meargă pe jos. Ok, mă descurc în bucătărie, chiar sunt foarte flămând.
Diana, ce este asta? L-a invitat doar pe Smiley și pe noi? Pe noi nu! Diana, dar n-ai înțeles nimic. Smiley s-a certat cu părinții lui și din cauza asta trebuie să doarmă la mine. Pur și simplu așa trebuie. Ok, dar de ce nu mi-ai spus și mie secretul ăsta? Diana, scuze, dar mi-a spus să nu spun la nimeni. Bine, nu-mi place Napoleon. O banană se poate? E mâncarea cuiva? Ce cauți aici? Eu mâncam tort cu lapte. Din păcate, nu are cărniciori. Diana, servește pe Brovatski cu lapte. Smiley a mâncat deja cărniciori cu ouă. Bine, dar vă rog să nu puneți mâna pe nimic. Părinții mei se întorc mâine dimineața și nu trebuie să afle că a fost cineva aici. Fraților, dar nu sunteți la voi acasă, sunteți oaspeți. Nu-i frumos să căutați prin frigider? Nu suntem oaspeți, suntem la prietena noastră. Ok, să știți că sora mea dorme la etaj. Diana, surioara ta e acasă? De aceea nu faceți gălăgie dacă ne spune părinții Diana de dracu. Bine, hai vă vorbiți între voi unde veți dormi. Eu voi dormi în cameră. Diana, deja să mergem la culcare? Nu am venit aici să dorm. Hai să facem ceva amuzant. Bine, se poate să ne uităm la un film, dar fără gălăgie, vă rog. Sora mea doarme încă la etaj și dacă o să târziți, o să vă dau pe toți afară, pentru că ea o să spună părinților. Bine, Diana, eu nu o să fac gălăgie. Brovații! Deci nu facem nimic, e amuzant. Nu, și dacă vrei să te distrezi, ai de acasă. Petrecerea a început. Hai să mai invităm pe cineva să fie cât mai interesant. Fotbalistul Edima, poți invita băieții din 10G și fetele din 9A. Aici chiar mă plictisesc foarte mult cu Diana. Unde? Unde? La Diana acasă? Dima, hai grăbește-te! Te așteaptă Diana! Surpriză! Ce ați voi acolo? Și mie mi-e foame! Diana, mersi de invitație, nu uitați niciodată de poștii, te iubim! Tu i-ai invitat pe toți, Diana! Îmi este foarte foame. Și mie la fel. Aha, o să împărțim tortul. Nu glumiți, cine va invita pe voi? Nu, tortul va rămâne pe mâine pentru dejun. Pe bune? Ce căutați voi aici? Tot de ce ați venit, dragă, aici? Chiar toată școala a venit, pe bune? Diana, nu cumva ai floricele cu brânză? Nu, Dima, n-am floricele cu brânză. Diana, Patrick și eu dormim la tine. Nu cumva ai vreo cameră goală? Pe bune, dar voi glumiți? Provați, Smiley și majoritele dorm la mine. Iar voi mergeți acasă, vă rog frumos. Diana, nu putem, am făcut stopul până aici. Cum adică, Diana, să plecăm acasă? Sau nu am înțeles eu bine? Dima, am găsit, cine dorește tiramisu? Și încă ceva. Nu mănânc înghețată. Încă ceva? Cine nu mănâncă înghețată? Fetelor, noi dorim înghețată. Mama, am fost doar să beau niște apă. Te iubesc și eu pe tine, mama. Liniște, liniște, vă rog. Auzi, mama, știi ce? Am intrat în bucătărie și știi ce am găsit? Liniște, liniște. Mulți oameni. Diana la plimbare. A fost amuzantă petrecerea. Dana, așteaptă, pot să-ți explic. Nu i-am invitat eu, au venit ei singuri. Păi Diana, nici pe Smiley nu l-a invitat. Nu, el a venit cu ei. Diana, de ce mă minți? Cu toții vă rog să plecați acasă. Dana. Nu ați auzit, acasă toți. Smiley, se referă și la tine. O să-l chem pe tata imediat. Dana, tu ești o fetiță divină, te rog, nu-l cheamă pe tata. Smiley, 1, 2. Am înțeles, pa tuturor. Smiley, cred că o să te împaci cu părinții tăi, da? Iar voi, ce așteptați? 3. Doamne, toată lumea pleacă. Haide, pa. Păi, Diana, și dorești să-mi explici ceva? Dana, recunoaște că tu ai făcut asta. Nu ai voie să inviți băieți fără permisiunea părinților. Dana, la culcare imediat. 1, 2. Pa, mama, noapte bună. Prieteni, dați un like și țineți-mi pumnii să nu afle părinții mei. Hai, ne vedem, pa, pa. Pa, pa, pa. You got to get
Give it up, give